Fostul campion mondial la box, americanul Mike Tyson, a vizitat Palatul Parlamentului. Fostul pugilist a fost primit de un grup de senatori, printre care și fostul tenismen Ilie Năstase. Mike Tyson a vizitat miercuri clădirea Parlamentului. Însoțit de un grup de senatori, dar și de presă, fostul pugilist și-a început vizita la Senat, însă nu a putut vizita sala de plen a Senatului pentru că era închisă. În schimb, acesta a vizitat sala de plen a Camerei și una dintre sălile incluse în traseul de vizitare al Camerei Deputaților, sala Nicolae Titulescu. Tyson a fost impresionat de clădirea Parlamentului, despre care a spus că este uimitoare. Șeful Senatului Călin Popescu-Tăriceanu a declarat înainte de vizita americanului în Senat că această invitație nu-i se pare onorantă pentru Parlament. El a adăugat că admiră mari sportivi, dar îi preferă pe cei care au un comportament ireproșabil și în viața privată. În trecut, Mike Tyson a petrecut 3 ani după gratii, fiind condamnat pentru viol.